Să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Luca și citim din capitolul 10, versetele 17 la 22. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vătăma. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să îl descoperă. Amin. Să spunem și noi ca Domnul Iisus, ca binecuvântat să fie Tatăl nostru, Cel ce a creat cerul și pământul, Cel care ne poartă grijă pe pământ și vrea să ne dăruiască harul să ajungem în împărăția celor, slăvit să fie numele Său. Binecuvântați să fiți toți cei ce aparțineți deja acestui Tată, sunteți copiii Lui. Și fie binecuvântarea Domnului peste cei ce aud și încă nu sunt, în a fi și adoptați cât mai degrabă în familia cerească. Aș vrea să privim la acest text și la încadrarea lui în învățătura Sfintele Scripturi sub titlul Cea mai mare bucurie. În primul rând, vreau să răspundem unei întrebări. Cine are cea mai mare autoritate pe pământ? Poate s-ar răspunde cei ce dețin puterea într-un stat, autoritatea guvernamentală, oamenii politici. Într-un fel, da. Dar adesea se spune și în vremurile acestea, de când cu pandemia aceasta de coronavirus, că lumea este condusă din umbră de cei care cred că au sânge albastru, de masoni, de magnații lumii. Într-un fel, putem spune da, că banul are o mare influență. Dar tot n-am ajuns la răspuns. Pentru că lumea aceasta nu-i condusă de oameni. Lumea aceasta e condusă de spirite. Domnul Iisus Hristos spunea că diavolul este stăpânitorul lumii acesteia. Și diavolul în dialog cu Domnul Iisus cu ocazia ispitirii s-a prezentat ca fiind cel ce are în administrare lumea aceasta. Dispune de ea și o dă cui vrea. Iar Apostolul Pavel îl identifica pe diavolul în Efeseni 2:2 ca Domnul puterii văzduhului. Și tot îl spune în aceeași epistolă, la sfârșit, în 6:12, că avem de-a face cu căpetenii, domnii, stăpânitori ai acestui viac. Iar pentru detalii, pentru nominalizări, putem citi în Cartea Daniel, capitolul 10, despre căpetenii demonice care sunt în spatele celor ce guvernează a oamenilor. Și în Apocalipsa scrie că atunci când împărații fac războaie, de fapt nu ei le pun la cale, ci niște duhuri. Jacques am putea spune că mai puternici decât politicienii sunt cei ce nu depind de un mandat și care au puterea economică și
secretele lumii, dar mai sus decât ei sunt demonii. Și așa se explică bucuria ucenicilor care au zis, recitez versul 17, Doamne, și dracinii sunt supuși în numele Tău, adică cea mai mare de autoritate de pe pământ deja ni se subordonează. Pentru că nu demonii conduc. Și cum spuneau oamenii care aparent sunt în conducere, nici atâta. Dumnezeu guvernează și pe pământ El a dat autoritate ucenicilor Săi. Aceasta nu pentru a ne implica noi în politică. Dacă este cuiva dat, e altă chestiune, nu-i subiectul nostru. Dar Dumnezeu de la început a spus omului să stăpânească pe pământ. El a pierdut autoritatea, fiind furată de diavol. Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului și l-a pus din nou pe om în autoritate. Însă omul nu are autoritate asupra pământului, chiar și asupra demonilor, decât dacă el intră sub autoritatea lui Dumnezeu. De aceea scrie versetul anterior celor citite despre ierarhia superioară omului. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește, iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Știți cum se temeau demonii de Domnul? Și ucenicii nu erau decât mandatați de Domnul cu aceeași autoritate. Sau să ne amintim de Ieremia, despre care Domnul a spus, deși el era un copil, că îl pune peste țări să decidă. Și aflăm din cartea sa și nu-i singurul caz, când cuvântul Domnului ieșit prin el, se executa. Ceea ce a spus Dumnezeu prin profeții Săi, sau ce scrie în Apocalipsa 11 despre autoritatea care aveau cei doi martori, dezvăluie de fapt cine deține puterea. Sunt cuvintele Domnului care a zis, versetul 18 și 19, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpi și peste toată, rețineți toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Așadar, să știm cine suntem, ce mandat și ce autoritate avem din partea celui care a spus după înviere, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu e sub nicio formă treaba noastră să răsturnăm guverne, nici să stârpim organizații masonice. Nu. Spune Pavel în Efeseni 6 că toată bătălia noastră este cu spirite. Oamenii sunt doar angajați în aceste sisteme, voluntar sau involuntar, datorită sistemului acestei lumi. Dar noi, atunci când intrăm sub autoritatea lui Dumnezeu, dintr-o dată primim putere peste toată autoritatea diavolului. Asta nu înseamnă că nu sunt bătălii. Vor fi. De aceea este scris în Efeseni capitolul 6, acolo unde sunt amintite aceste foruri demonice de coordonare în văzduh asupra pământului. Suntem îndemnați să luăm toată armătura lui Dumnezeu, autoritatea Lui, armătura Lui, lupta este a noastră. Dar o ducem prin El, folosim numele Lui și în felul acesta putem să anihilăm orice atac demonic și să avem biruință. După cum este scris și în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14, ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul Domnul și Împăratul Împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Așadar, acum avem răspunsul la întrebarea, cine are cea mai mare autoritate pe pământ? Cel sau cei pe care Domnul îi mandatează cu autoritate. Și autoritatea Domnului este dată bisericii și este superioară demonilor. Așadar,
să știm cine suntem, ce har am primit, ce autoritate avem și să nu ne temem de ce se va întâmpla pe pământ, de posibile legi și chiar de persecuții în final. Ei au maxim drept peste trupul nostru. Dar puterea spirituală ne este dată ca să fim biruitori și dacă vom muri. Suntem, scrie în Romani 8, mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Diavolul se teme. Ce au spus demonii din persoana aceea pe care vreau să elibereze fiul și ceva? Păi știm și pe Iisus și pe Pavel. Erau autoritate? Vreau să răspundem la o a doua întrebare. Dacă am aflat cine are cea mai mare autoritate pe pământ și ucenicii s-au bucurat spunând de acum noi, nu demoni. A doua întrebare, deci. Ce bucurie este mai mare decât a fi cel mai mare pe pământ? Pentru că Domnul ne-a spus, citesc versetul următor din textul nostru, Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 20. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci, bucuria mai mare decât de a fi cel mai mare pe pământ este bucuria de a avea drept să intre în împărăția cerurilor. Spunea Domnul Iisus Hristos despre Ioan Botezătorul, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 11, ca să vedeți diferența. Adevărat vă spun că între cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, deci pe pământ e cel mai mare. Totuși, cel mai mic în împărăția celor este mai mare decât el. Adică și cel mai mic de acolo are putere, autoritate, har, privilegii mai mare decât cel mai mare de aici. Că pe pământ doar viața e atât de limitată. Și sunt atâtea probleme, dar în veșnicia lui Dumnezeu este absolutul. Avem numele scris în ceruri? Cum s-a întâmplat cu niște surori care erau în lagăr în fosta Uniune Sovietică. Și una dintre ele, într-o seară, Domnul i-a vorbit și i-a spus: de mâine numele tău nu va mai figura în evidența lagărului, dar rămâne să figureze în ceruri. A doua zi, sora a plecat la Domnul. Discutau doi oameni despre masonerie și toate jongleriile astea posibile. Și unul, și mi s-a părut cu minte răspunsul lui, a zis: dar și ei mor. Asta e marea problemă. Mor toți. Pot să trăiască 100 de ani ca Rockefeller. Dar unii au trăit aproape 1000 de ani, dar-s duși de mult. Dar cei a căror nume sunt scrise în ceruri vor trăi veșnic. Și asta e foarte important în mod deosebit în generația din urmă. Spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 13, vorbim despre autorități de pe pământ și de nume scrise în ceruri. Vede Ioan aici o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea cununi împărătești, dar din astea trecătoare. Și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am să o semăna cu un leopard avea la beca de urs, gură ca de leu. Balaurul a dat puterea lui scaun de domnie și o stăpânire mare. Scrie apoi de la versetul 3, partea finală: tot pământul se mira după fiară și au început să închine balaurile, pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să închine fiarei. Și cine se poate asemăna cu fiara, cine se poate lupta cu ea? I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. E mult sau puțin? E puțin. Ea a început să hulească pe cei ce locuiesc în cer. Cât? 42 de luni. Și expiră mandat.
nici 4 ani cât acum. I s-a dat să facă război cu sfinții și am spune că să-i biruiască. În cea constabilință? Să-i scoată din teritoriul ei. Să-i trimită acasă. Și să stăpânească peste orice seminție, orice norod, orice limbă, orice neam. Toți locuitorii pământului se vor închina, deci sunt subordonați. Excepție cine? Care sunt superiori. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii se vor închina. Dacă nume a fost scris, nu se vor închina. De aceea preocuparea noastră nu trebuie să fie ce vor face aceste cercuri de influență, ce drepturi va mai primi diavolul să lucreze. Va primi la ceasul lor, la vremea lor. Grija noastră, conform cărții Apocalipsei, trebuie să fie să fim pecetluiți de Domnul. Nu să nu fim pecetluiți cu 666, ci să fim pecetluiți de Domnul. Pentru că cine este cu pecetea Domnului nu îndrăznește Satana să-i pună pecete. Satana se teme de sfinți. Cum s-a temut și de Domnul Sfântul Sfinților. Așadar, în felul acesta, putem să avem biruință. Numele noastre sunt scrise în ceruri. Ce carte binecuvântată! Cartea vieții mielului care a fost junghiat. Lucruri stabilite înainte de facerea lumii. Aceasta e cea mai mare bucurie. Spunea Domnul Matei 25 că împărăția a fost pregătită de atunci. Cea mai mare bucurie nu-i să fii cu autoritate mai mare decât cei mai puternici pe pământ, fie ei și demoni. Nu. Cea mai mare bucurie este să poți să treci de aici, să pleci, că pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Și să accesi cu biruință, să ai o intrare din belșug, cum zice Petru, în împărăția lui Dumnezeu. Să ai chemare și apoi cetățenie cerească. Să nu mai fii un pribeac ca toți locuitorii pământului. Să ai casă. Să fii asigurat acolo în cer la Dumnezeu, cum spune Pavel la Filipeni 3. Acolo cetățenia noastră, și așteptăm pe Domnul să vină și să ne ducă. Că El a promis ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua și vom fi, scrie acolo și se repetă Scriptura, totdeauna cu Domnul. El va fi cel întâi dintre frați și Tatăl nostru Dumnezeu al tuturora ne va aduna slăvit să fie Domnul. Iată motive de laudă pentru Tatăl Ceresc, pentru fiii cerului, nu doar fiii pământului. O a treia întrebare. Cine ne poate scrie pe noi în ceruri? Noi de pe pământ nu avem cum să ne scriem în ceruri. Trebuie să fie cineva din ceruri ca să te scrie în ceruri. Cum zice Ioan în Apocalipsa 14:13, și am auzit un cer, un glas care cea scrie. Da, asta în cer. Domnul Iisus Hristos spunea, întoarcem din nou la textul nostru, citesc versetul 21 și 22. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud! Da, Tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni, rețineți, nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl. Fiul a fost taină. Nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela, și acela poți să fii tu, acela am fost și eu și alții mulți mântuiți, căruia vrea Fiul să îl descopere. Deci inițiativa pleacă din cer. Mântuirea este har. Apostolul Pavel scria despre sine, Galatenilor, în capitolul 1, că din punct de vedere religios era educat, din punct de vedere mental era dotat.
a ascultat predici, a trăit în perioada cea mai glorioasă. Și acum scrie în versetele următoare celor citite că mulți ar fi dorit să prindă zilele Fiului Omului. El a trăit în vremea aceea a marilor apostoli, dar n-a priceput. Pentru că a fost nevoit să-i se descopere cineva din cer. Și scrie el în Galateni 1 de la versetul 15, dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecile mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale, ce s-a rugat Domnul, Tată, așa ai găsit tu cu cale și calea pleacă de sus până la noi și apoi pe ea mergem noi de aici acolo. Dar întâi trebuie să facă Domnul cale de la el la noi. Să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Da? De aceea spunea Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. El a întrebat, cine ești, Doamne? Iisus care descoperă pe Tatăl. Oricui ulterior poate să fie frate cu el și fiu al Tatălui. Domnul Iisus Hristos spunea, citim din Ioan capitolul 9, după cazul vindecării orbului din naștere, când fariseii l-au anchetat de două ori, au cerut declarații de la părinți, aceștia au vrut să scape de represale, de a fi dat afară din sinagogă. Și Domnul spune de la versetul 39, eu am venit lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care au lângă el când au zis aceste vorbe au zis, doar n-o fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne și ca atare nu puteți fi iertați și mântuiți. Adică, nu există om încuiat la minte pe care Domnul să nu-l poată descuia. Orb să fie, îi deschide ochii. Dar când cineva, chiar dacă a prins ideea, vă vedea îndată, nu-și face partea lui, se va întâmpla, cum spunea tot Domnul, celui ce are se va lua și ce are, sau alte evanghelie spune, și ce îi se pare că are. Căci dacă nu pleacă mântuirea de la Dumnezeu, n-ajunge la noi. Cum zicea Iov, eu vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu, dar unde să-L găsesc? La miază noapte? Are treabă în altă parte? Spunea Apostolul Pavel ca unul care a conștiințat pentru sine și pentru mulți alții. Adesându-se Corintenilor, în a doua epistolă, capitolul 4, despre lumina care vine de sus și întunericul care vrea diavolul să-l instaureze ca oamenii, să nu vadă, să nu priceapă, să nu-și dea seama. 2 Corinteni 4, citim de la versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror mintele credincioase a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne probdim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus, noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Așadar, întunericul vine de la diavolul, lumina vieții, aceea care luminează pe orice om venind în lume, că nu-i om să nu poată avea șansă la mântuire. Căci este scris, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară să aibă viața veșnică. Ioan 3 cu 16 sau 2 pentru 3 cu 9. Că Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară. Și toți să vină la pocăință. Da, despre asta vorbim îndată. Vreau să ne fie însă foarte clar mai întâi că numai cel din cer te poate scrie în cer. Numai cel venit din cer te poate duce în cer. Și de acolo a venit Domnul și va veni a doua oară ca să își împlinească lucrarea mântuirii. Și în al patrulea și ultimul rând, ce
trebuie să facă omul de pe pământ ca să fie scris și să rămână scris în ceruri. Textul nostru, prin cuvintele Domnului, ne dezvăluie această taină. Luca 10, versetul 21. Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns, așa cum am spus, îți ține de Dumnezeu, de a ascunde sau descoperi. Aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Adică pentru a ajunge de pe pământ în cer și a rămâne scris în cer. A nu cădea, că diavolul a căzut din cer, spune aici versetul 18. Trebuie să devii un copil, un nou născut. Ce înseamnă aceasta? Hai să vedem ce ne spun Evanghelele. Mai întâi cuvintele Domnului din Matei, capitolul 18. Vedeți cum sunt oamenii, așa ca întotdeauna vor să știe care e mai mare. Și nu e destul că să fie care e mai mare între ei sau pe pământ. Au întrebat ei, cine este mai mare în împărăția cerului? Iisus a chemat de un copilaș și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași de ceva ce ține de noi, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea oricine se va smeri că acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Aici este toată problema. De ce adesea cei înțelepți și pricepuți n-au parte? Pentru că, așa cum spune Pavel la 1 Corinteni 3, înțeleptul în felul veacului trebuie să facă întâi nebun ca să ajungă înțelept înaintea Domnului. Ce om cu doctorat sau cu avere multă și stare să vină să învețe din nou abecedarul, cum să trăiască, cum să vorbească, de altfel nu se poate. Dumnezeu a lăsat o poartă spre cer să poată intra pe ea oricine. Toată problema se pune să se poată omul pleca. Nu să te sui e problema, să te cobori, de suit te suie calea. Așa ca la scările rulante, spunea Domnul Iisus Hristos în discuția cu Nicodim, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, ceva ce acest teolog al vremii sale pricepea cam greu și greu pricep toți. Dacă nu sunt în stare să se facă așa cum a spus Domnul aici, Ioan 3:3, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 8. Și 6 mai întâi. Ce este născut din carne este carne, orice inteligență ar avea, ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-ați trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea. Și au zvâiul, dar nu știu de unde vine, nici unde merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Trebuie să te lași de acum cârmuit, cum spune la Galateni 5, învățat. Altfel, n-ajungi. Trebuie să fii ca cei care întrebau pe Ioan Botezătorul orice funcție ar fi avut, orice poziție socială ar fi deținut. Noi ce trebuie să facem? Cum să ne comportăm, cum să ne îmbrăcăm, cum să vorbim. Oamenii aceștia vor avea numele scris în catalogul ceresc dacă vor să se înscrie din clasa 1 sau cum este acum din clasa 0. Dacă vor să se înscrie numai de la liceu, nu se fac astfel de înscriere. Sau cum se spune că s-a dus cineva la un muzician să îi învețe copilul și a spus, ia chitara sau ce instrument a fi fost și cântă ca să vadă domnul profesor. Și învățat așa după ureche, fără să țină degetele corect, profesorul a cerut taxă dublă. Și a zis, da cum? Că știam că taxa e pe jumătate și copilul nostru și știe, tocmai de aia că știe.
Trebuie întâi să-l dezvăț și apoi să-l învăț. În cazul tuturor oamenilor este așa. De aceea uneori copiii primesc mai ușor mântuirea. Și Duhul Sfânt primesc mai ușor. Un om cu cât este mai avansat în viață și mai sus, cel puțin în aparențe, cu atât trebuie să coboare până la punctul zero și de aici să intre în școala lui Dumnezeu. Cum să nu creadă cineva că această școală a lui Dumnezeu are de-a face cu anihilarea competențelor lor. Nu, e vorba doar cu modul de a privi viața și realitatea spirituală. Spune Scriptura în 1 Corinteni, la capitolul 2, sunt cuvintele Apostolului Pavel, citim de la versetul 6. Totuși, ceea ce provenim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. De exemplu, în Antichitate, grecii se credeau deștepți, dar aveau niște teorii despre apariția lumii năstrușnici, fabulați. Lumea de acum se crede inteligență fără precedent. Dacă ne gândim la teoria evoluției, o năstrușnicie care nici măcar nu poate fi documentată științific, dar uite care trecere, că doar cele mai multe teorii și filozofii au eroare, nu adevăr în conținutul lor. Noi provodim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, ținută, ascunsă, pe care o duce Dumnezeu spre slava noastră mai de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Vă dați seama ce tragedie va fi pentru Pilat, Caiafa și toți ceilalți, cu care Domnul a avut discuții pe pământ când vor vedea că El este Mesia. Și ei n-au înțeles. Dar de ce n-au înțeles? Pentru că era un mesaj tainic, pocăiți-vă, smeriți-vă. Și acest aparent tribut n-au vrut să-l plătească. L-au întrebat pe Domnul, scrie în Luca 20, cine ți-a dat puterea aceasta? Cine e cea mai mare autoritate? Despre ce vorbeam noi. Și Domnul, tot ca să-i ajute, le-a zis, am și eu o întrebare, botezul lui Ioan, cel al pocăinții, vine din cer sau de la oameni? Și ei, logic, aveau, dacă se spune că vine din cer, de ce nu l-am primit, dar spune că de la oameni, dau cu pietre oamenii după noi, că și ei l-au primit, și vame și curvele intră înainte la alții în împărăție, pentru că sunt gata să se pocăiască, adică să își schimbe viața, să trăiască așa cum ne învață Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 1, versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftile pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Dumnezeu ne-a chemat la sfințire, scrie înapoi în 2 cu 1, lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire și ca niște pruși născuți de curând să doriți laftele duhovnicești și curat pentru ca prin el să crește spre mântuire. Da? Nu e vorba numai de a fi născut din nou, e vorba de a fi copil care crește și care trebuie să ajungă la starea de om mare. Să nu uităm ce le scrise în Roman, capitolul 6, acolo unde este prezentat atât de minunat botezul și încadrarea lui în actele mântuirii. Spune Apostolul Pavel că de îndată ce am trecut prin apa botezului ar trebui să urmeze o viață nouă. Dar cum? Că noi avem aceeași gândire, aceleași trupuri, cu aceleași simțăminte, dorințe, obiceiuri. E vorba de un nou mod de gândire, scrie în 6:11, și voi socotiți-vă morți față de păcat. Gata, am terminat cu episoadele de dinainte. Cum suntem copilași, o nouă viață, alt mod de gândire, altă practică. Și vii pentru Dumnezeu. Pentru că scrie în final aici că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică, dar asta numai în condiția în care avem ca rod sfințirea. Iată de ce sunt în stare copilași. Și e simplu de înțeles că un copilaș este un bun mentor, nu mai știu la el și să înveți pocăința. Cât este de dependent de mama, cum se trudește să învețe, fie să vorbească, fie să umble. Da,
spune în 1 Petru capitolul 4 că cine a gândit așa, asta trebuie să experimenteze în viață și să se vadă o diferență clară. Așa cum spunea Pavel la Corinteni, de viața mai dinainte și ceea ce este acum, da, acum citesc din 1 Petru 4 cu 3, ajungi în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului și ați trăit altă viață. În desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, slujirii dolești, negri. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu el același potop de sluși și vă atrocoresc. Ei se consideră mari și tari, că fac ce vor, nu fac ce vor. Au șefii ăștia lor de care vorbeam, demonii, care le cârmuiesc mintea. Dar noi suntem deasupra și nu ne mai domină demonii. Avem noi autoritate peste ei. Îi controlăm în ispitiri. Și dacă Dumnezeu ne dă har, îi dăm afară prin exorcizări. De ce? Pentru că avem o autoritate mai mare. Dar bucuria întreagă e dată de faptul că numele noastre sunt scrise în ceruri. Din inițiativa cerului și cu acceptul meu ca pământean, dorind să trăiesc o viață nouă, să devin un copil în credință. Așadar, fie ca această bucurie să cuprindă toate inimile. După cum scrie în Isaia, capitolul 35, versetul 10, despre cei ce au înțeles chemarea cerească și fac pașii aceștia ai copilăriei duhovnicești, când mai pot fi greșeli, dar ne ridicăm, ne iertăm și Domnul ne iartă și continuăm alergarea noastră. Cei izbăviți de Domnul, că de la el pleacă mântuirea, se vor întoarce și vor merge pe Sion cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încuruna capul, veselia și bucuria vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. O, fericiți sunt cei ce au bucuria mântuirii! Cum îmi spunea un frate în vârstă nu de mult, și dracă trebuie să plec, nu-i nicio problemă, am fost iertat. Am fost născut din nou, am fost botezat cu Duhul Sfânt și știu că a devenit ca un copilaș, el care se credea în orgoliul lui cineva. Nu, este cineva în cer care e într-adevăr cineva. Noi am fost un zero, mai mic sau mai mare, dar acum ne-a dat Domnul valoare prin mântuire. Și nu poți să nu te bucuri când pricepi asta. Cum s-a întâmplat cu un om care a vrut să fie mântuit în ascuns. Și a spus îndată celor care i-a întâlnit, de îndată ce a gustat gustul acesta al mântuirii, al bucuriei cerului, știi ceva? A spus unuia dintre ei, poți să fii mântuit fără să spui. Și celălalt te-a zis, dar tu nu vezi că spui. Da, nu se poate să nu spui. Cum ziceau apostolul, noi nu putem să tăcem. De aceea cântăm și vom cânta că Domnul va veni și vom lăuda pentru vecii vecilor. Dar mai am o întrebare așa de final. Unde e mai mare bucuria? În cer sau pe pământ atunci când ne mântuim? Cine se bucură mai mult? Domnul sau noi? Îngerii sau cei din jurul nostru? Că scrie în Luca 15 că îngerii se bucură și pentru un singur păcătos. Și tata s-a bucurat, scrie tot acolo, când s-a întors fiul risipitor. Despre Domnul e scris că va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora, iar în Țefania scrie că se va bucura, dar nu va mai putea de bucurie. Că bucuria era dată Duhului Sfânt, bucuria vine de la Dumnezeu. Diavolul nu generează bucurie, doar pofte neîmplinite. Așadar, fie ca această bucurie să fie trăită și de noi la o altitudine cât mai mare, cât mai asemănătoare cu cerul, până când se vor îmbina și întâlni aceste bucurii. Bucuria celor ce ne așteaptă și bucuria celor ce așteaptă pe Domnul. O bucurie veșnică. Bucuria de a fi scris în ceruri. De a aparține lui Dumnezeu, de a dori să fii ca El și de a te ajuta Duhul Sfânt să fii ca El și să fii cu El pentru vecii vecilor. Ești așteptat.
Amin.